Fishing for fun. Bună, bine ați revenit pe canalul Fishing for Fun. Eu sunt Florin, vă invit la o nouă partidă de pescuit pe Dunăre. O partidă de pescuit care s-a desfășurat la mijlocul lunii iunie, pe o vreme caniculară. Așa și cum vedeți din imagini, am ajuns miercuri, undeva în jurul orei 17. Dunărea foarte scăzută, de fapt era scăzută cu aproximativ 2 metri față de cotele maxime din zona în care noi pescuim. După cum vedeți, nu aveam nici apă la ponton, apa era undeva în fața pontonului, la câțiva centimetri de ponton, de baza pontonului. Ca să încercăm să ne desfășurăm activitatea cât mai bine, să avem pește mic, după cum vedeți, în fundal la Adia și cu barca, are și umbrela, așa cum spuneam, vreme caniculară, inclusiv noaptea, temperatura nu scădea sub 22 de grade. O partidă de pescuit care ne-a adus foarte multe satisfacții. Dar haideți să vedem imaginile așa cum s-au desfășurat. Am ieșit după ce am avut pește pe larg, împreună cu Adi, cu barca, unde am încercat să dăm puțin la somn inițial. Nu mai știu ce să zic. Și aici vedeți un exemplar de somn foarte mic care a fost prins, bineînțeles eliberat, ulterior. Toți somnii care au fost prinși pe larg din barcă au fost prinși la râme de ploaie, pe două monturi, montura cu plumb direct pe vârtej tip T și montura de clonc pe care o folosim la clonc. Așa cum vedeți în imagini, Dunărea curgea foarte tare, parcă era râu, foarte multe mizerii, viitorul a început să aducă foarte multe lemne, o să vedeți din imagini ulterioare. Am văzut că nu sunt rezultate pe larg la somn. Ne-am tras lângă lizierea de iarbă, în fața lizierii de iarbă, m-am bine spus, unde Adi a pescuit cu râme, cu barila, cu viermi, ca să reușim să ne prindem pește mic pentru somn. Iar eu am folosit în continuare două lansete pentru pescuitul la somn. Pe una dintre ele am pus pe montura cu plumb fix un pește viu, pe cealaltă cu plumb direct pe vârtej tip T, râme. Și am încercat în continuare la somn. Vedeți că deja luna apăruse, deja am stat mai târziu, în prima seară, miercuri, când am ajuns, am stat mai mult pe Dunăre. Vedeți, se întunecase deja. Nu o să vorbesc prea mult pe acest material. O să las să meargă acest material așa cum s-a întâmplat lucrurile cronologic. Am revenit la un moment dat pe ponton, unde am plantat 6 lansete pe care am folosit numai pește viu. N-am avut niciun rezultat în acea noapte. Dimineața, după cum vedeți, același peisaj, Dunărea scăzută. Așa că am hotărât cu Adi să plecăm cu barca pe larg.
Era undeva la ora 6 dimineața, deja plecasem. O să vedeți că pe culoarul Dunării, pe canalul navigabil, erau foarte multe lemne, lemne de dimensiuni foarte mari. A trebuit să mergem cu barca mai pe mal, să nu mergem pe canal, deoarece riscam să dăm cu barca în lemnele care pluteau pe Dunăre. Da, vedeți din imagini ce lemne mari curgeau. Pe lângă lemne care le aducea viitura, era și foarte multe bizerie, multe bidoane, iarbă, deja s-a rupt iarba și curgea foarte multă iarbă deja pe Dunăre. Cu toate acestea, cu toate condițiile care n-au fost prielnice pentru desfășurarea unei partide de pescuit ideale, când am terminat de selectat materiale pentru acest material video, am constatat de fapt că am selectat 27 de capturi de pești, dintre care 4 sunt somni. Vedeți, așa cum vă spuneam, m-am urcat sus în cazanele Dunării, eram trecut de far, eram intrat în cazanele Dunării efectiv. Toate că, așa cum spuneam, eram în cazanele Dunării, unde de obicei sunt foarte mult somn dimineața și seara, n-au prea apărut somni. Aici Dunărea curge în continuu, cum vedeți în imagini, parcă este un râu, care cu ea de toate. Deoarece n-am avut rezultate, am revenit la ponton undeva în jurul orei 10. După cum vedeți, ne-am apucat să scoatem lansetele care erau plantate de pe timpul nopții ca să le plantăm ulterior. Vedeți și foarte multă iarbă, multă mâzgă. Pe fir se adună foarte multă mâzgă. Nu știu cum să-i spun, cum îi spuneți dumneavoastră. Trebuie luată de pe fir, ruptă, că altfel intră pe molinetă, te încurcă. Și așa mai departe, așa în perioada aceasta. Iar ulterior am ieșit cu Adi din nou cu barca. Și după cum vedeți, din nou, foarte multe albituri, o să vedeți, selectate câteva albituri care au fost prinse. S-a prins foarte mult caras, babușcă, plăticuță, scobari. Vedeți la un moment dat că undeva vineri, aici este joi, vineri am prins câțiva scobărei și cu unul dintre acestea am reușit să prindem și singurul exemplar de somn punctabil. Cel mai mare somn al partidei, dacă putem să spunem așa, un somn de 4,3 kg, care a fost prins cu unul dintre aceste exemplare de scobar. O să vedeți în imagini și acești scobari care au fost prinși. Da, și aici au un alt exemplar de somn, tot pe râme de ploaie, așa cum spuneam, din barcă la somn. Am folosit râme de ploaie și pește viu. Vedeți, acesta a fost prins în muntura de clonc, exact cum vă spuneam. Eu o folosesc și la pescuitul staționar. Bineînțeles, eliberați acest exemplar. Așa cum am obișnuit, toate exemplarele
care sunt mici pentru viitor, le dăm drumul în apă ca să avem și în viitor ce bun, așa asta? Exemplar de somn să prindem. Vedeți, Cadi, în continuare prinde albituri după albituri. Și acum început să vă spun, la sfârșit mi-am dat seama că totuși această partidă de pescuit a fost o partidă foarte reușită în niște condiții extreme. Mi-am dat seama când am văzut materialele, așa nu am realizat cât de mult sunt. La sfârșitul partidei o să vedeți în acest material video carașii care am oprit. În rest, n-am oprit absolut nimic decât albitură care puneam în cârlig, selectam, caraș care puneam în cârlig și așa mai departe. Și aici o să vedeți un alt exemplar de somn. Acest exemplar de somn a fost peste 50 cm. Bineînțeles că și acesta a fost eliberat, o să vedeți din imagini. Acesta a fost prins pe montura cu plumb direct pe vârtej tip T. Tot rămâi de ploaie. Datorită puterii cu care curgea Dunărea, așa cum vă spuneam, parcă era râu, avem peste cai dita mai exemplarul de somn. Un exemplar de 50 cm care pleacă. Peste 50. Da. Hai. Hai. L-am măsurat clasic, ca de obicei, cu palma și avea peste 50 cm. Dă-i cu unul și gata. Da, la un moment dat ați auzit și din discuția care o am cu Adi. La un moment dat nu mai reușea să bage în apă. Avea 3 lansete care le folosea la pescuit. Care are randament mai bun decât ăla. La albituri nu mai reușea să le încarce. Tot pe acest băț, pe această lansetă cu montura pe care o vedeți din imagine, pe aceasta avea un randament deosebit, pe aceasta lua cam într-una pește, se vede din imagini, o să vedeți că e tot aici, ia într-una, pește după pește. Eram, bineînțeles, în fața lizierii de iarbă, așa cum v-am spus, acolo am stat pentru că de pe mal nu aveam nicio șansă să reușim să ne prindem pește mic pentru pescuitul la somn. În această perioadă trebuie să ne adaptăm toți la condițiile care sunt. Noi am căutat să ne adaptăm cât mai mult și să ne distrăm efectiv în această partidă. Vedeți și un exemplar de caras aici. V-am spus că nu o să vorbesc prea mult, v-am lăsat să vedeți imaginile așa cum sunt. Dacă la somn nu au fost rezultate, așa cum ne-am fi dorit, bineînțeles știți că asta e pasiunea noastră, vedeți seara deja lansetele plantate, în a doua seară am trecut de la 6 bețe, prima seară am trecut la 7, pentru că am observat că Dunărea a început să nu mai curgă așa tare pe seară. Atunci am zis să băgăm 7 lansete ca să nu reușim să le încurce apa. Cu toate acestea, dimineața lansetele erau neatinse, niciun rezultat.
O să vedeți din imagini că la un moment dat a trebuit să plecăm cu barca pe larg, să scoatem lansetele, deoarece s-au încălcit, s-au agățat plumbii în structuri. Știți bine că în această zonă sunt foarte multe structuri pe care noi le folosim, ca să spunem așa, pentru a reuși să prindem somni, adică plantăm în apropierea lor. Vedeți că începuse apa să crească. Bineînțeles, dacă vedeți din imagini, era 6:21, așa cum arată timpul pe înregistrare de bază. Am plecat din nou pe larg. Am plecat cu Adi de această dată să pescuim la clonc, pentru că am văzut că apa, așa cum spuneam, nu mai curge baș așa de tare, dar tot curgea. Am zis să încercăm puțin la clonc. Am încercat inițial sus, la intrare în cazane, am coborât până după șaua din fața tablei Traiana. Deci vedeți, 17 metri avea adâncimea apa în care eram la momentul respectiv cu barca. Vedeți, undeva se vede tabla Traiana și, bineînțeles, multe mizerii pe Dunăre. Când curge foarte tare Dunărea, nu e prea ok la clonc, din punctul nostru de vedere, poate din alt punct de vedere al, vedeți aici sonarul, al altor cloncari, e bine, nu, eu cu Adi spun că nu e bine. Și de aceea asta am ieșit, pentru că nu mai curgea așa de tare. Și o să vedeți, la un moment dat am ajuns într-un loc, da, despre aceste imagini se vorba, într-un loc în care în permanență urcau somnii apatici, așa cum am vorbit și cu ceilalți cloncari. Au fost foarte mulți cloncari în zonă în perioada aceasta. Am vorbit cu ei, toți același lucru spuneau: apatic somnul, urcă până la momeală, stă cu tine pe aceeași linie cu momeala, dar nu răpește pentru nimic în lume. În toată această perioadă am avut 2 sau 3 atacuri firave, rău de tot, care nu s-au materializat. Vedeți, aici urcam de undeva de jos, de către o gradenă veche. Și bineînțeles, ne-am întors undeva în jurul orei 10, 10 și ceva și ne-am apucat să scoatem lansetele din apă, să le pregătim din nou pentru plantat. După cum vedeți, așa cum vă spuneam, este vineri, apa a crescut și pe această creștere de apă, vedeți, avem apă deja la ponton, barca stă la ponton, până acolo țineam pe larg, da, și aici vedeți cum am plecat pe larg după lansete, tocmai ce vă spuneam, mai devreme, ne-am dus pe larg să scoatem lansetele, n-am avut ce face. O să vedeți din aceste imagini și cam la ce distanță plantăm. O să vedeți că am ajuns undeva pe la 150 de metri. Vedeți unde suntem deja. Cam acolo a fost distanța în care am plantat în această partidă de pescuit. Și apa scăzută și curgea. Deci am zis că pe aici ar cam trebui să ne poziționăm. După cum vedeți, lansetele pregătite. Am trecut la pescuit și de pe ponton, la caras și la albituri. Am reușit să luăm câteva exemplare foarte frumoase de caras și de pe ponton și albituri. Ulterior am ieșit din nou în fața lizierii de iarbă. L-am și văzut, a fost albituri, aici i-am dat în jos. Da, și aici o să-l despea, adică prinde câteva exemplare de escobar foarte frumoase. Una dintre acestea a fost folosită la capturarea, dacă putem să spunem așa, a singurul exemplar de somn punctabil de 4,3 kg. Vedeți? Aceeași lansetă folosită de Adi, aceeași montură, un randament foarte bun. După cum vedeți din imagini,
Majoritatea capturilor au fost realizate cu această montură și această lansetă. Ce a fost ciudat vineri, ca să spun așa, vineri toată ziua a fost o pâclă, efectiv soarele nu se vedea și o presiune foarte mare. După ce am avut exemplare cât ne trebuiau proaspete să plantăm din nou, după cum vedeți am ieșit la mal, am plantat lansetele și în noaptea aceea, undeva în jurul orei 11, am avut un atac firav la una dintre lansete. Nici acela nu s-a materializat. Ulterior, dimineața, după cum vedeți, am ieșit din nou pe Dunăre. Apropo, în această perioadă vedeți și din imagini, că acum văd imaginele și mi-am lăsat aminte să vă spun și acest lucru. În această perioadă, la un moment dat, eram 7 bărci pe larg, plus 2 de concari. După cum vedeți, în aceste imagini sunt unii dintre prietenii noștri, Cătălin Boșneac, pe care salutăm cu această ocazie. Undeva în fața, cum vedeți în imagine, pe Florin de la Casa Florida, un alt pescar de somn împătimit, îl salutăm și pe acesta. Nea Mihai era undeva în dreapta noastră, nu l-am în imagine, îmi pare rău că nu l-am și pe Nea Mihai. Nea Mihai era împreună cu echipa dumnealui, îi salutăm și pe acestea, plus alți câțiva pescari. Și aici, ieșind la mal ca să ne scoatem lansetele, am avut... Ce pește? Acest atac de somn. E frumos. Nu am avut drill-ul complet, deoarece camera de fundal funcționa, după cum ați văzut la început, Adi era plecat, încerca să pregătească micul dejun și să facă o cafea. Era undeva în jurul orei 10, ca de obicei. Când a venit acesta, a filmat această bucată din drill ce a văzut și, bineînțeles, parcarea regulamentară a somnului în Odivamo. Și bineînțeles câteva fotografii. Suntem la sfârșit de partidă. Adi încă mai savurează din cafea. Bețele le-am adunat așa cum vedeți în spate. Adi, hai te rog frumos să vedem ce caraș am avut într-o zi și jumătate prins. Mergem! Nu un pic. Haideți să... Să mergem la ponton. Ziua de ieri și vreo două bucăți azi dimineață. Aici avem carașii. Sunt și mai frumoși și am folosit și la plantat din ei. Da. Da. Cam asta, asta este calibru, nu este chiar foarte, foarte mare, dar pentru un weekend la Dunăre și un pic de distracție, noi ne-am simțit bine în prezența lor și sperăm și data viitoare să avem parte de aceeași distracție, aceeași plăcere pe malul apei. Cam asta este despre ceea ce da, s-a putut prinde la, da, și la feeder. Da. Și să spunem că am avut și foarte multe albituri. Da, am avut plăticuțe chiar frumoase. Am avut niște scobari foarte frumoși.
cu care am și reușit să aducem somnul la mal. Cam asta a fost, scobari și plăticuță, albiturile care au fost folosite pentru pescuitul somnului de pe mal plantat în weekendul acesta. Bun, haide acum să arătăm și singur exemplar de somn care l-am păstrat. Trei somni am eliberat. Am păstrat un singur exemplar de somn. Haide să-l vedem și pe acela. Da, nenea Geo. Acesta este singurul exemplar de somn, un exemplar de 4,3 kg. L-am prins, dacă nu greșesc, ca de pe un scobărel. Acesta are 4,3 kg. Trei somni, așa cum o să vedeți din material, au fost eliberați. Somni mici. Aceasta ne-a oferit Dunărea în perioada asta ca somn. Cote scăzute, apă tulbure, multe lemne pe Dunăre. Ce spunem? Asta este. Da. Bun. Ne aflăm la sfârșitul unei partide de pescuit în luna iunie. Ne aflăm trecuți de jumătatea lunii iunie. Suntem, cred că, în 20, dacă nu greșesc eu, astăzi. Este sâmbătă. 20, da. Da? Da. Miercuri am venit la o partidă de pescuit împreună cu Adi. O partidă de pescuit pe care, sincer, noi am fi dorit să o facem numai pentru somn. Dar când am ajuns, apele erau scăzute. Cota Dunării în zona în care noi pescuim era scăzută cam aproximativ cu 2 metri față de cota maximă. Așa că am cam suferit din punctul de vedere. Dunărea foarte tulbure, așa cum o să vedeți, sau mai bine spus ați văzut din imagini, multe lemne și acum pe spate curge Dunărea foarte tare. Să spunem, adică am ieșit și la Clump pentru prima dată mai mult. Da, am fost și azi dimineață și ieri am fost, ieri cel puțin, o zi cu somni care s-au ridicat și au stat în dreptul monturilor noastre, o zi chiar spectaculoasă. Astăzi mai puțin, astăzi doar câteva exemplare au fost curioase de monturile noastre, dar ieri, într-adevăr, cu toate că nu au fost rezultate decât o singură trăsoare punctabilă, frumoasă, restul doar câteva trăsori foarte, foarte firave, aproape nesesizabile. Am selectat câteva imagini care sunt în material prezentate. Să vedeți activitatea de ieri care a fost la Clonc. Ieri a fost activitate frumoasă. Am mai vorbit cu cineva care a pescuit la Clonc tot ieri. Același lucru, somni apatici, urcă până la momeală, stau că stau pe linie cu tine, nu sunt interesat până la urma urmei de momeală și pleacă. Nu s-a prins în perioada asta, nu s-a prins cu toți cu care am vorbit aceeași poveste. Ar fi să dăm, să încercăm să ne imaginăm care este motivul pentru care somnul nu se hrănește. Ar fi fluctuația mare de apă, cel puțin de vreo 4 zile ne aflăm într-o caniculă care nu se mai sfârșește. Temperaturile pe timpul nopții n-au scăzut sub 22 de grade, ziua la umbră aproape 35-37 de grade. Apa la, a crescut. Și a fluctuat foarte mult apa. Apă tulbure, iarbă merge pe Dunăre. Sunt foarte multe minusuri pentru care considerăm noi că somnul nu s-a hrănit în perioada asta și încercăm să ne facem și un film pentru ce va urma. Și este destul de trist să cred eu că nu, până nu se vor schimba câteva lucruri esențiale, nu știu dacă vom avea partide cu mai mult de 2-3 prezentări. Da. Să spunem că astăzi, sâmbătă dimineața, la ora 6 noi eram ieșiți pe Dunăre, la un moment dat eram 7 bărci, aici doar în perimetrul acesta, 7 bărci plus că mai încă 2 bărci de cloncari care tot au circulat într-una, deci cu cine am vorbit, a stat cât a stat, nu au luat nimic, așa au plecat. La urma urmei, eu cu Adi ne-am bucurat de această partidă, după cum ați văzut din imagini, am avut exemplare frumoase de caras prinse și la plută, și la grund, și în toate pozițiile, și cu vierme, și cu barila, și cu râme, și orice puneai, ai început să prinzi caras frumos. Dacă aveam cota sus, eu cu Adi spun că pe caras era spectacol adevărat, cum zice Adi, poi vorba lui, cu spectacol adevărat,
Așa e. Da. Aveam exemplare frumoase. Oricum, ne-am simțit bine, ne-am distrat la Caras, la Albitorii, a fost frumos. Cei trei somni eliberați au fost luați pe râmă și somnul care a fost reținut, din nou peștele a făcut diferența, zic eu. Da. Și din 6-7 bețe, pe 2 bețe am avut scobari mari. Și somnul a ales unul dintre aceștia. Restul au fost plăticuțe la fel de frumoase. Și iar somnotei ce au fost eliberați pe buchet de râmă de ploaie. Da, și să spunem că așa cum zicea și Adi, că dacă se modifică ceva o să avem și rezultate și în această perioadă. Singurul exemplar de somn punctabil care l-am luat, deci a fost pe o creștere de adunării. Da. Și o constanță adunării cât de cât azi noapte. Și astăzi de dimineață am luat exemplarul acesta. Deci în rest nu am avut nicio satisfacție cu privire la somn, cu toate că noi am încercat ca de fiecare dată, în fiecare noapte, 6, 7, 8 bețe am avut. Da, da. 3 nopți, așa am avut bețele. Prima noapte am băgat doar 6, era adunarea scăzută, curgea tare. Am zis că dacă punem mai multe, ni le cară, le încălcește. În a doua seară am trecut la 7, 6 seara am avut 8 bețe băgate în apă și singurul somn. Da. Pe la ansamblu, ce să spun, eu sunt foarte mulțumit, sperăm ca în viitor să avem rezultate mai frumoase. Am fost întrebat recent de cineva care a văzut echipamentele noastre de pescuit, cine ne concepe designul, unde sunt realizate și așa mai departe. Designul e realizat de noi, iar printul e realizat la un centru de print din Timișoara, nou deschis, care face parte din o firmă mai mare care este la nivel național, Alma Print. Dacă vreți să intrați pe www.almaprint.ro, o să vedeți că ei au locații cam în toată țara. Sunt o firmă foarte serioasă. Pentru cei care sunteți în zona Timișoarei, vă recomand să mergeți la centru de print din centrul Timișoarei, de lângă hotel. Acolo găsiți tot ce înseamnă papetărie, tot ce înseamnă materiale promoționale să vi le faceți, bannere, pixuri personalizate, haine personalizate. Tot ce vă trebuie găsiți acolo. Adi, la închidere de partidă, pe scurt. O partidă de 4 zile, foarte interesantă. Primele 2 zile, fără rezultate prea mari, doar niște Carași și Albitori. Astăzi am reușit să luăm somnul. În rest, ne-am distrat pe larg cu cei trei somni eliberați, chiar unul dintre ei frumos, trecut de un kilogram, poate undeva la 55 de centimetri, acolo. Cam așa. În rest, ne-am luptat cu căldura, dar este vară și ne-a plăcut foarte tare weekendul acesta, sperăm să ne revedem curând. Bun, la închidere de partidă, nu pot decât să vă spun că cei care încă nu sunteți abonați canalului nostru și ne vizualizați materialele așa cum reiese din statisticile care ni le furnizează YouTube, e o creștere foarte mare, semnificativă, și a distribuirilor, a comentariilor și toate celelalte posibilități pe care le aveți să comunicați cu noi. Și săptămâna trecută am avut foarte multe contacte cu diversi urmăritori ai canalului, cu privire, bineînțeles, cele mai multe tot timpul apar cu privire la sonar, tot timpul colaborăm cu dumneavoastră, cu ce vă putem ajuta, atât eu cât și Adi, prin răspunsuri la mesaje, prin contacte telefonice, vă sprijinim. Deci, care nu sunteți încă abonați canalului nostru, dați un click pe logo-ul nostru mustăciosul care se află în stânga noastră pe ecran și abonați-vă. Dacă doriți ca în viitor să fiți anunțați când publicăm și alte materiale, activați clopoțelul. Și, la sfârșit, o mică surpriză, Adi. Să spunem că săptămâna viitoare încercăm să vă prezentăm o surpriză. Sperăm să putem materializa, suntem în discuții, să vă prezentăm o partidă de pescuit inedită, dar mai mult de atâta, nu vă spunem momentan, o să încercăm să vă surprindem cu acest material. Deci, echipa Fishing for Fun, ca de fiecare dată, vă urează fire întinsă și nu uitați, pescuiți din plăcere! Toate cele bune!